Cu toții, probabil că ați auzit de salina de la Ognele Mari, din Vâlcea, care este una dintre cele mai mari saline din Europa. Este vizitată anual de foarte, foarte mulți turiști, însă foarte puțini știu de fenomenele și întâmplările bizare din acest loc. Până în anul 1992, salina fusese exploatată și în adâncurile pământului, minerii au fost martorii unor întâmplări inexplicabile. Inițial, un deal întreg a fost înghițit de pământ și s-a format un fel de val de saramură, care a inundat satele din vecinătate. Și este de ajuns doar să mergeți în zonă și să vorbiți cu localnicii, care vă vor povesti toate aceste lucruri. Reacțiile oamenilor de atunci în fața viitorii au fost felurite, dar cei mai mulți dintre ei au ales să părăsească zona, însă câțiva mai curajoși au continuat să-și ducă viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acei curajoși sunt cei care înfruntă iadul, pentru că lucruri inexplicabile se petrec în adâncurile pământului și nimeni până în ziua de astăzi nu are niciun fel de explicație. Localnicii relatează chiar și în ziua de astăzi că parcă pământul ar fi blestemat, iar din când în când, la anumite intervale regulate de timp, pământul înghite tot ce iese în cale, de parcă ar fi viu. Iar una dintre cele mai șocante întâmplări este cea cunoscută sub denumirea de Diavolul de la Ognele Mari. Chiar dacă la prima vedere poate părea o legendă care a fost inventată de minerii din acea zonă, în spatele ei se ascund fapte reale. Despre toate acestea vom vorbi în episodul de astăzi. Bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, dragi prieteni! Înainte să începem, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul pentru a fi primii care află când lansăm teorii incredibile, documentare și desecretizări care le pregătim în viitor chiar pentru voi. Așadar, să vedem ce s-a întâmplat de fapt la Ognele Mari și de unde apar aceste informații șocante. Ei bine, în urmă cu foarte, foarte mulți ani, în timpul regimului comunist, când Nicolae Ceaușescu era la putere, minerii extrăgeau foarte multă sare din această zonă, mai ales din Ognele Mari. Și totul se întâmpla într-o zi obișnuită de muncă, când mai mulți mineri se aflau într-unul dintre tunelele care se aflau în această mină. Atunci s-a petrecut un fenomen straniu misterios. Dintr-o dată, o bubuitură puternică, ca și cum o poartă metalică ar fi căzut jos, s-a auzit într-unul dintre tunele. Iar în secunda următoare, o lumină puternică s-a văzut în tot tunelul, iar minerii au rămas nemișcați de uimire. În spatele luminii a apărut o ființă stranie. Inițial, unul dintre mineri, Gheorghe Petrașcu, după cum a relatat, a văzut o siluetă care se apropia de el foarte încet. Paralizat de frică, nu a putut să reacționeze. Părea că este înțepenit pe loc și chiar dacă ar fi vrut să se miște, nu ar fi putut. A așteptat să vadă ce se întâmplă și în câteva momente a văzut cum un bărbat a apărut din spatele luminii orbitoare. El îl descrie ca fiind foarte înalt, presupune că avea peste 2 metri înălțime și se mișca cu mișcări foarte lente. Minerul a crezut că această arătare ciudată este moartă, pentru că așa părea, însă ea totuși se mișca. Deci trebuia să fie mai mult vie decât moartă. Era îmbrăcată cu niște haine foarte ciudate și avea o piele aurie foarte stranie. Și mai mult decât atât, arătarea avea o barbă blondă și se mișca inexplicabil pentru lumea noastră, cu niște mișcări din altă lume ce nu le-a putut reda minerul. În ziua aceea, lui Gheorghe Pătrașcu nu i s-a întâmplat nimic, dar când a ieșit la suprafață, bineînțeles că a povestit la toată lumea ce a văzut. Povestea, dragi prieteni, nu este o invenție și a fost confirmată și de ortacii săi de mină, care la acea vreme, neștiind cu ce să compare acest lucru, au ajuns la concluzia că a fost diavolul. Și există și o relatare scrisă a acestui miner pe care am să vă redau în următoarele momente, cuvânt cu cuvânt. L-am văzut cu ochii mei, în noaptea aceea eram de serviciu și mi-amintesc totul de parcă a fost ieri. La un moment dat s-a auzit un zgomot infernal, de parcă s-ar fi deschis o ușă metalică. Scârjnea pământul de parcă ar fi frecat fier pe fier. Apoi, dintr-o dată, s-a crăpat pământul și o lumină puternică a țâșnit în noapte. Când ne-am uitat să vedem ce este, am văzut un bărbat ciudat, ce avea în jur de 2 metri și avea o îmbrăcăminte demodat, așa. Pielea lui era de o culoare aproape aurie și purta o barbă lungă și blondă. Ce ne-a uimit pe toți ortacii era senzația că acel bărbat era încă viu. Avea ochii larg deschiși, iar fața sa, deși cu trăsături frumoase, ne inspira teroare. Unul dintre colegi a făcut o glumă spunând că așa trebuie să fie arătat diavolul după căderea sa pe pământ, dar ceilalți erau înmormuriți de frică. Acestea au fost cuvintele minerului, care a dat nas în nas cu această arătare. Bineînțeles că în acele vremuri, securitatea trebuia să știe totul.
iar divizia Umbre peste Carpați, despre care am mai vorbit, divizia secretă de paranormali a lui Nicolae Ceaușescu, a ajuns în mină, iar munca în această mină a fost oprită. Trebuia realizată o anchetă și descoperit ce s-a întâmplat cu adevărat. Reprezentanții securității s-au deplasat de urgență la fața locului, au interogat toți minerii de la acea vreme, indiferent dacă au fost sau nu în mină. Și în acele săptămâni se spune că mina a fost închisă și în interiorul ei au fost depozitate niște aparate de măsură. În acele vremuri se credea că regimului îi era frică de spioni occidentali. Bineînțeles că dosarul și concluziile acestei anchete sunt necunoscute, dar câteva au ajuns la anumiți oameni și au fost destul de copilărești. Una dintre concluziile anchetei ar fi fost că ar fi fost vorba despre un spion occidental care dorea să afle secretele locurilor. Oameni buni, ce spion străin ar fi intrat în mină, îmbrăcat în haine ciudate, ca să sperie minerii, să riște să fie atacat și să afle ce? Procedeul de extracție a sării, să fim serioși. Bineînțeles că e doar o fabulație a securității de atunci pentru a nu-i speria pe mineri, pentru a-i face pe aceștia să se întoarcă în continuare la muncă. Bineînțeles că după anchetă, minerii au fost obligați să revină în subteran și să continue munca chiar dacă le era frică. Se spune că după ce au început, oamenii securității păzeau intrarea în mină, ca nu cumva minerii să scoată lucruri care nu ar fi trebuit să le scoată din interiorul tunelurilor. Așadar, ce s-a întâmplat la Ognele Mari atunci și ce au văzut cu adevărat acești mineri? Bineînțeles că nu există un răspuns cert și tot ce am putea face ar fi doar să fabulăm. Însă aici, pe canalul Adevăruri Secrete, căutăm să aducem cât mai multe relatări și fapte care să ne contureze o părere cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat. Și de asta vrem să vă aducem în atenție faptul că există o cronică de la 1821 despre care nimeni nu vorbește. În această cronică este amintit un preot de la Tismana care fusese trimis să-i spovedească pe răufăcătorii care au comandați la muncă silnică în minele de sare, ghiciți de unde? Chiar de la Ognele Mari. Ognașii se spune că erau terorizați de evenimentele și de fenomenele strani și macabre care se petreceau în mină și de cele mai multe ori preferau să moară decât să meargă la muncă. Înainte să continuăm, dacă ai găsit interesant acest material, nu uita să apeși pe butonul de subscribe și pe clopoțel și de asemenea să-i dai un like. Oameni buni, în acest raport, preotul descria teama pe care o aveau ognașii față de evenimentele demonice la care asistau în fiecare zi în mină. Mulți dintre ei susțineau că oamenii dispăreau pur și simplu în tunelurile din mină și că o forță invizibilă îi împingea prin tuneluri, le lua din mână târnăcoapele și îi făcea să dispară de parcă se dezintegrau. În acele vremuri se vorbea despre diavol, care ieșea printr-o poartă care se regăsea undeva fix în capătul minei. Doar cei care îi se împotriveau dispăreau fără să se mai întoarcă vreodată. În continuare, raportul precizează că preotul a fost sceptic cu privire la aceste apariții demonice și a considerat că aceste fenomene stranii nu au cum să se întâmple. Dar în cele din urmă, după mai multe zile petrecute în Ognă, a ajuns la concluzia că pământul de acolo este într-un fel viu și că ceva foarte ciudat se întâmplă. Pe finalul raportului este menționat că preotul de la Tismana însuși a dispărut în capătul acestei mine în încercarea de a sluji tunelurile în care se plimba diavolul. Nu se știe cu adevărat ce se putea întâmpla la Ognă Mare. Nici atunci și nici acum, cu câțiva ani în urmă, nu putem confirma exact ce s-a întâmplat. Însă singurul lucru cert este că au avut loc evenimente stranii și inexplicabile, care continuă să se petreacă și din ce în ce mai puțini oameni au curajul în acea zonă să vorbească despre ele. Dacă vrei să afli mai multe și te afli prin zonă, îți sugerez să vorbești cu locuitorii de acolo, pentru că sunt singuri și sunt foarte puțini cei care au curajul să spună adevărul. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest material și l-ați găsit interesant, dați-i un like și distribuiți-l mai departe. De asemenea, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să fiți primii care află când lansăm documentare și teorii incredibile aici pe canalul Adevăruri Secrete. Până data viitoare, vă invit cu dragă inimă să vizionați și alte materiale de pe acest canal cu mare atenție, pentru că de multe ori vă vor pune pe gânduri. Până data viitoare, să auzim numai de bine și vă doresc o seară extraordinară!